Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un nou succes de imagine pentru doamna Ligia Deca, ministrul educației, care a schimbat radical sistemul de acordare a burselor de merit pentru elevi. Deși, vedeți, noi suntem cărcotași și criticăm acest sistem, pentru că suntem răi și mici la suflet. Dar adevărul e că sunt din ce în ce mai mulți elevi fericiți datorită doamnei Deca, iar unii dintre ei se află unde nici nu te aștepți. Adică la Mititica. Serios? Da. Astfel, o parte dintre deținuții penitenciarului de maximă siguranță a IUD, care își continuă studiile, ei își continuă studiile în sensul că se alfabetizează, nu că își continuă, sunt la master sau... Da, așa se înțelege. Știi? Adevărul că asta mă zic, băi, zic... Foarte bine, bravo. Fi deschis vreo facultate, la vreo universitate, la IUD. Da. Eu ne-au scris adevărul cărți, că... adică e un mediu destul de... Asta cu cărțile am înțeles-o, înțeleg că... În anumite penitenciare, ca să nu zic pușcării, e un mediu destul de elevat. Mititici. Sunt niște cetățeni... Da. De rang. Ai ce să vezi de rang. Nu, nu degeaba îi se mai spune și facultate. Da. Dar asta cu cărțile nu mai e. A fost un puseu de ăsta de creativitate. Și nu se mai scrie. Un iluminism, a fost perioada, epoca romantismului de pușcărie în România, dar acum nu se mai scrie, deoarece nu se mai taie zile de pușcărie. Nu cred. E mult mai, pe vremuri era treaba, acum se reduce puțin. Și s-au lăsat. Au și băgat scriitorii atunci foarte mulți. Da, exact. Erau foarte mulți poeți. Da. Ce oameni de bază. Păi cred că sunt două rafturi de librărie în orice librărie din țara asta. Da, problema e că nu găsești cărțile respective. Convex. Sunt și ediții Princeps limitate. S-au vândut instant. S-ai înnebunit. Numai colecționari. Sunt de colecție. Da. Le vezi la așa manetului ăla de se duc și le vând cu autograf peste ani. Bun. O parte dintre deținuții, cum spuneam, penitenciarului de maximă siguranță IUD, care își continuă studiile, vor primi bursă de merit, mă, băiatule, din partea Ministerului Educației. A aflat publicația Alba 24. Merită. Păi nu. Dacă tia Felix mai rămânea un pic. Bă, da, pe de altă parte, era, cum știam, adică facultate. Da. Așa îi spune, facultate, da? Nu îi spune gimnaziu. Dar, mă rog, procesul de învățare nu se termină niciodată, e foarte bine. La IUD, adică la penitenciar, la acest gimnaziu de maximă siguranță, 78 de deținuți fac și școală în timpul detenției. Altfel, cinste lor, adică să ne înțelegem. Da, mă, e foarte bine. Mai ieși din celulă. Adică aia chiar au o speranță că o să se îndrepte. Mai tragi un pui de somn la ora de mate? Cine n-a făcut asta? Îți dau oare la închisoare, poți să chiulești? Serios, că n-am luat-o pe asta. Nu știu ce să zic. Nu, faptul că, încă o dată, faptul că deținuții se duc la școală este un lucru pozitiv. Da. Bravo lor, e unul din lucrurile bune pe care le fac. O să-i ajute la reintegrarea în societate. Ideea e că primesc bursă de merit. Adică, deci din cei 78, 16 primesc câte 450 de lei lunar ca bursă de merit. Ca așa prevede această nouă formulă de calcul stabilită de Ministerul Educației, mă rog. La ciclu gimnazial iau bursă de merit 4 deținuți. Alți 12 condamnați de la școala profesională vor primi și ei bănuții pentru merite deosebite în activitate. Cum se acordă bursele de merit? La o clasă cu minimum 10 elevi, 30%, primii 30% în ordinea notelor, indiferent de rezultatele la învățătură, primesc câte 450 de lei. Dai seama ce invidie pe ceilalți, ce discuții în cameră. Asta este scopul. De fapt, noi nu înțelegem. Doamna Deca asta își dorește, știi? Să fie competiție aia, să invidieze și să vrea și ei să obțină nota 5-50 ca să ia burse de merit. Și uite așa, azi 5-50, anul viitor 6, peste 3 ani 7 și uite așa reușesc să termini școala târâși, grăpiși, cu burse de merit că ai luat 6 și 7, 4 ani. Tot e mai bine dacă la facultate aici primesc banii ăștia pe 5,50 decât pe 1,96. Păi da, nu știu cum, cred că dacă dau admitere la liceu, probabil sunt convins că au dreptul, dacă dau admitere la liceu și nu există cerere pentru liceul la care se duc ei, și intră cu 1,97, poți să ia bursă de merit și pentru această performanță. Nu? Posibil, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.